Salut dragilor și bine ați venit la Istorii Știri, emisiunea de fiecare zi în care vă explic ce s-a întâmplat astăzi, foarte simplu și pe înțelesul tuturor. Bun, în primul și în primul rând, haideți să facem un pic mic rezumat. Astăzi nu a fost niciun fel de veste în legătură cu negocierile sau cu pacea. Ce știm doar este că Zelenski a anunțat că e nevoie de consensul poporului ucranian sau măcar de o majoritate care ar putea fi să fie obținută prin referendum, iar rușii cumva au declarat prin vocea lui Pescov că Acceptă această soluție. Deci mai, mai e un drum destul de lung până la o eventuală pace. În același timp, în teren continuă luptele la Mariupol, foarte grele acolo, și o veste, să zicem, bună pentru ucrainieni. Se pare că ar fi reușit să înconjoare trupele o parte să creze o pungă de trupe rusești undeva la nord de Kiev și că rușii înconjurați ar putea să, să piardă în zilele următoare o porțiune importantă din teritoriu. Un oraș ucranian a fost de asemenea astăzi eliberat. Dar haideți să o luăm pe rând, pentru că m-am gândit în seara asta să vă fac o ediție specială. O ediție specială în care să-i cunoaște mai bine pe ruși. Și cum poți să-i cunoști mai bine pe ruși? decât ascultându-i pe oamenii care vorbesc în numele lor la televizor în Rusia, nu? Mă rog, nu chiar așa, pentru că dacă te uiți la niște canale de televiziune în seara asta, dacă te oprești acum și te uiți la vreo două, trei dintre ele, nu știu dacă îi cunoști atât de bine pe român, dar îi cunoști pe... Na, afli foarte multe despre ce vor să zică uneltele telerușilor în România, că au și televiziuni în România. Dar să nu intrăm în detaliile naționale, hai să mergem să vedem ce zic la talk show-uri în Rusia, în Rusia, cu câtă lejeritate vorbesc cu unii de acolo despre cam ce ar trebui să ne facă ei nouă europenilor. Acum o să pun căștile uh, și o să vă dau și un pic de sunet din zona asta. Sper că o să putem să înțelegem câte ceva. Haideți să ne uităm un pic la o poveste. O poveste tăiată de cineva de la televiziunea din Rusia. Ia să ascultăm. O să vă și traduc. Dau puțin mai încet aici. Europea, Europea, în Europa, trebuie să spunem foarte simplu, Europei, un lucru foarte simplu. Veți primi o lovitură nucleară dacă vă gândiți la un fel de uh, soluție de contingent de uh, păstrare a păcii sub umbrela NATO. Deci, lovitură nucleară, dacă vă gândiți la asta. Ăștia sunt oameni la un talk show, da? La un talk show în Rusia asta, cu asta amenință Europa. Bun. Sau, dacă vă decideți să îl relocați acest contingent într-un parte sau într-alta și așa mai departe. Va fi un război nuclear și asta este uh, ce li s-a spus francezilor. Cred, cred că trebuie să înțelegeți asta. Bravi polonezi! Nu va mai rămâne nimic din Varșovia voastră în 30 de secunde. Deci astea sunt amenințări la televiziunea rusă la un talk show de maximă audiență. Nimic nu va mai rămâne. Brav germani, să vă spun. Brav estonieni, brav baltici. Apropo, în legătură cu bravii baltici, știu că sunt probleme serioase în Kaliningrad la, la graniță. Adică înțelegeți care e ideea. Kaliningrad, aveți grijă, acolo suntem noi, avem și niște rachete acolo. Poate că e relevant să stabilim un coridor către Kaliningrad. Un coridor către Kaliningrad, vă aduc aminte, ar trebui să ocupe, să treacă printr dintre țările baltice. Coridorul, acest coridor terestru către Kaliningrad, de ce nu? Păi da, dacă putem să stabilim unul către Transnistria, ăsta către Transnistria ar trebui să treacă prin Odessa, deci ar trebui să ocupe tot coridorul litoral până una alta n-au reușit să ocupe Mariupol și de asemenea Odessa nu a fost încă atacat. Încă. Mi se pare mie că țările pe care le numim Litvenia și Polona, Polonia se uh, comportă cam îndrăzneț. Prea îndrăzneț. Și dacă nu realizează că noi putem să ne ocupăm de ele mult mai repede decât putem să ne ocupăm de ceea ce am început în Ucraina? Pentru că problema cu coridorul este o problemă de operațiune militară locală. Locale, voienă, este de proși... Și e mult mai ușor să facem asta decât ce am început să facem în Ucraina. Ați înțeles? Deci dintr-un foc amenință Țările NATO cu lovituri nucleare, Polonia, aveți grijă și germanilor, poate vă plac orașele voastre, polonezilor, vă putem distruge Varsovia în 30 de secunde. Asta se întâmplă în tele, pe de televiziunea rusă, în orice seară aproape, din câte înțeleg. Asta discută, ăștia sunt strategii Kremlinului, sunt propagandiștii lui. Vă puteți imagina așa ceva la o televiziune de la, din orice țară europeană? Nu. Pentru că în nicio țară europeană, în momentul ăsta, nu există un, nazi, un regim nazist care să amenințe cu arme nucleare alte țări. Cum face Rusia acum? E clar, însă, că oamenii sunt foarte îngrijorați, că nu le merge deloc bine în Ucraina și se gândesc, boi, dacă ne merge prost în Ucraina, poate o să ne meargă bine dacă atacăm NATO. Deci, asta e în mintea lor. Dacă atacă NATO, o să fie super mișto, o să fie mai rapid avansul lor. E incredibil ce fac oamenii ăștia. Pescov! Vezi că a dat un interviu la Amanpur astăzi și am citit uh, o chestie la Cristof Grozev. Grozev uh, spune că uh, a refuzat să spună că Putin nu va folosi arme nucleare. De fapt, a confirmat că el ar putea folosi în cazul unei uh, amenințări existențiale. Și un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt uh, e citat dintr-o dintr uh, publicație din Rusia, uh, RIA Novosti, care zice că săptămâna trecută Putin a cerut o autoporificare a Rusiei și acum articolele din media de stat, care știți cum funcționează la ei, media de stat, zice ceva șeful, după aia o săptămână întreagă toată lumea ia și ce a zis șeful și prelucrează cu activul de partid. Cum se făcea și în vremea comunismului la noi. La ei, uh, ei spun, acum avem nevoie de o gândire etnic uh, centrată pe etnia rusă pe gândirea ei și de asemenea mobilizarea puterii, spiritului um, will, voinței și a credinței. Păi astea sunt toate asta e propaganda nazistă. Voința, puterea voinței era un element fundamental al propagandei naziste. Dragna Hosten mersus spre est pentru cucerirea de teritorii vitale Germaniei este probabil acum Drachna Vest, nu știu cum se zice în germană vest? Da? Uh, pentru Rusia. Dar toate astea, aceste concepte naționalist centrice și în același timp concentrate pe ideea de război, de purificare, de luptă, de credință în führer nostru, în șeful mare, astea, sunt, astea este de fapt nazismul. Așa arată el. A înviat! Asta este ce se întâmplă acum îngrozitor. Bun. Se mai întâmplă și alte lucruri. Toată te ia nebunia când vezi. Hai să ne uităm puțin la încă ceva. Vreau să... Asta este un tip a, Să luăm de la început. Uh, e un material uh... Apropo de dacă se va opri conflictul acolo. Dacă voi credeți că ne vom opri la Ucraina, gândiți-vă din nou. Trebuie să vă aduc aminte că Ucraina e doar un stadiu intermediar în asigurarea securității strategice a Federației Ruse. În curând o să rămânem fără răbdare și vom lansa ceva greu spre Washington și spre Londra. Polonia se joacă cu focul. O să fie partiții ale Poloniei, adică ruperi teritoriale. A patra va fi ultima a lor. Asta mai vechi un pic. Granițele Rusiei se duc la nesfârșit. Cred că Lituania și Polonia se comportă arogant. V-am arătat puțin mai devreme chestia asta. Nu înțeleg că ei po ele pot fi suprimate cu mult mai repede decât Ucraina lăsați să strige și să... Cum face Purcelu? Mă rog. da. Iată, acestea sunt bombardiere capabile să ducă arme nucleare Dar nu avem altă opțiune Submarinele noastre sunt capabile să lanseze mult, mai mult de o mie de uh, capete nucleare, care este o, o garanție că vor distruge Statele Unite și toate NATO. țările NATO. Asta merge după principiul nostru. De ce avem nevoie de lume dacă nu e o Rusie în ea? Triada rusă a fost transferată într-un bă, fel special de combat duty, de pregătire de luptă. Ne vom duce armele la granițele de vestice și europenii sunt My, uh, lași, sunt, nu vă mai arăt că m-am plictisit eu însumi de ele. Este o colecție, un potpuriu de declarații de ale lor în ultimii șase sau șapte ani, inclusiv Jirinovski, l-ați văzut, acum nu prea e bine că a făcut în spital. Dar, înțelegeți, toate lucrurile astea din timp, au evoluat în societatea rusă. De asta societatea rusă nu iese acum să protesteze, pentru că ea este ținută prizonieră în mintea ei de o retorică absolut incredibil de nebunească, în care Rusia trebuie neapărat să stăpânească măcar Europa, dacă nu se poate toată lumea, și dacă nu se poate, trebuie să o distrugă nuclear. Evident că nu poate să facă chestia asta. Evident că o parte din ceea ce vedem acum e construit ca să ne facă frică nouă celor care ne-am putea opune. Evident că și ceilalți au arme nucleare și ce nu spun toți acești propagandiști jalnici este că evident n-ar mai exista nici Rusia în situația aceea. Să fie țara asta plină de sinucigași? Nu cred. Pentru că mai toți, absolut toți propagandiștii pe care i-ați văzut până acum sunt putre de bogați și o să vă arăt puțin mai târziu un mecanism prin care acum ei să caută averile. Le place viața, le plac agicile. Absolut toți au divorțat și sunt la a doua, a treia, a patra nevastă. Toți sunt super veseli în restul timpului. Dar asta este ideologia pe care au impus-o patriei lor, acest fascism light în care tot, toată lumea poate fi distrusă de forțele lor extraordinare, iar ei sunt o națiune neînțeleasă pe lumea asta. Cu asta ne confruntăm. Și cu atât mai grav în situația asta este să fii la cheul lor în România, după părerea mea. Știți la cine mă refer. Și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, în seara asta am făcut o mică ediție specială Să cunoaște mai bine Rusia Evident, puteți să mă plătiți cu un share Mergem mai departe Mergem mai departe Ca să vedeți până unde ajung oamenii ăștia Ăsta e cel mai simpatic Fiți atenți Zice omul ăsta la o televiziune în Rusia Dom'le, întreabă, cum e? Bombardați, nu bombardați? Ce faceți acolo? Și el, stai un pic, așa, vice-ministru de la, de la Televiziunea din Franța, uh, povestea asta, și îl -ă întreabă, ce faceți acolo, cum vă descurcați? Domnul zice, încercăm să bombardăm într-o manieră delicată, spune ambasadorul Ghenadi Gatilov, ambasadorul rus la ONU, la RTS. <truzări> Da, suntem în favoarea unei încercări de pace și așa mai departe. Dar eu am rămas cu povestea asta, cu această expresie. Bombardament delicat. Cum o fi bombardamentul delicat? Nu înțeleg. Hai să vă arăt cum arată o victimă a luptei delicate. Apropo de bombardamentul delicat. Băiatul ăsta e o victimă a luptei delicate. Are 14 ani, locuiește în Buha și din fericire asta e una dintre zonele care a fost atacată primele, lângă Kiev. În marșul lor spre Kiev, rușii au atacat această suburbie. Tatălui a fost împușcat în fața ochilor lui și el a fost împușcat și rănit. Pentru acești oameni nu există milă în mintea rușilor, pentru că propaganda lor atâta vreme le-a spus deși Putin în ultima vreme a încercat să o îndulcească înainte de invazie, spunând suntem frați, suntem surori, suntem aia, aia, dar propaganda rusă vorbește despre, a vorbit despre ucrainieni ca despre niște cetățeni de mâna a doua, mai au și o vorbă, haholi, le spune, da? Deci, nu le e jenă să tragă în ei, nu le e jenă să, să-i omoare. Hai să mergem mai departe, apropo de delicatețe. Păi se pare că unul dintre șefii armatei ruse a fost mult prea delicat, pentru că veștile din seara asta, l-am găsit pe, pe câteva site-uri. Se pare că șeful armatei a 6 a ruse, generalul Vladislav Ierșov, a fost dat afară și trimis în arest la domiciliu, pentru că na, Kremlinul e nemulțumit și îi merge prost și atunci trebuie să se găsească țapi ispășitori. Apropo de țapi ispășitori, Navalny a luat astăzi 9 ani de închisoare. Cel mai cunoscut oponent, al lui Putin Chiar a publicat puțin mai devreme pe, pe Twitter Mă rog, asistenții lui cred că au publicat Spune Așa cum personajele din serialul meu favorit The Wire Obișnuiau să spună De fapt în închisoare nu faci decât două zile Ziua în care te duci Și si ziua în care ieși Avea și un tricou cu sloganul ăsta Dar nu l-au lăsat să o poartă. Ce e mai interesant este că atunci când au ieșit Din clădirea tribunalului Avocații lui au fost și ei arestați De ce credeți? pentru că încurcau circulația. Dădeau declarații acolo, în fața presei, presupun că majoritatea străină, și asta pentru miliția de acolo, din localitate, Moscova, nu știu unde era, a fost o problemă foarte gravă, deci i-au săltat și i-au dus de acolo ca să nu mai deranjeze poporul. Poporul rus este extrem de delicat și nu poate fi deranjat în niciun fel, cu nimic, nici măcar cu adevărul. Și totuși sunt jurnaliști care se chinuie să facă exact chestia asta. Și unul dintre site-urile pe care cred că le-ați mai văzut pentru că ei au fost implicați în Panama Papers, OCCRP, o Organizație Mondială de Jurnaliști, a construit un Russian Asset Tracker, adică un, un, să zicem, un vehicul pentru identificarea averilor oligarhilor ruși. Până acum au reușit să găsească 17 milioane în asset-uri și încă mai um, mai caută. Deci dacă vă interesează și știți vreo avere rusească până apropierea voastră, aveți aici un formular pe site-ul OCCRP.org dacă vreți să participați la acest asset tracker. Apropo de asset tracker, mi s-a părut astăzi o, o poveste foarte frumoasă. Nu știu dacă ați auzit de clasa de iachturi optimist. Sunt niște bărcuțe foarte mici, de cam un pic mai mari decât ecranul, decât cadrul meu în momentul ăsta. Bărcuțele astea optimiste au fost folosite în Istanbul, erau niște ucrainieni cu ele la un concurs internațional de yachting și oamenii mă rog, s-au dus cu niște bărcuțe și cu o barcă gonflabilă un pic mai mare, cu steaguri, Uitați-vă cât de mică e barca lor versus Ăsta este iactul lui Abramovic. S-au dus să protesteze acolo împotriva iactului lui Abramovic și împotriva faptului că nu e confiscat. S-a dus paza de coastă a turcilor și nu știu cum s-a încheiat. Presupun că oamenii au fost nevoiți să plece de acolo. Mi-a plăcut foarte mult știrea asta. Na, poate că și eu sunt un pic mai uh, Atașată de povestea asta cu yachting-ul uh, uite și niște imagini de la fața locului ca să vedeți monstruozitatea cât de mare este eactu ăla. Și care probabil va fi salvat. Cred că în momentul ăsta pleacă sau acostează, nu-mi dau seama ce face. N-am apucat. Uh, N-am văzut tot videoul ca să-mi dau seama dacă se apropie de țărm sau nu. Dar oricum, vedeți din, de ce diferență de dimensiune. Și totuși oamenii buni sunt în bărcuța mică, nu în aia mare. Părerea mea. Bun. Să mergem mai departe uh, cu, uh, cu rezumatul de astăzi. Dar, dacă vi se pare interesant și vreți să afle și alții de ce fac eu aici, ce informații strâng și ce comentarii câteodată mai fac. Dați-le și altora. Acum, supărare mare în Rusia cu Arnold Schwarzenegger. Știți, v-am arătat acum câteva zile un film în care el se adresa foarte frumos poporului rus, cu foarte mult respect, spunându-i războiul nu al vostru, e al lui Putin. Aia, să vedeți ce s-au supărat ăștia propagandiștii lui Putin. Mare supărare. Ceva incredibil. Sunt... Au, I au declarat război. După modelul tactul a fost în SS și tu ești un nenorocit Terminator care nu înțelegi nimic din poporul rus. Cam asta a fost ideea să nu ne vorbească această caricatură a unchiului Sam într-o producție de Hollywood. Ne vorbește el din California, ne spune nouă care trăim aici care e adevărul. Păi ăsta este ce fac ei americanii. Ne spun adevărul din California. Culma este că de data asta din California se știe mai bine adevărul decât din Rusia. Asta e dramă. Dar de fapt a fost o dramă pe care poporul rus o știe cam de 100 și ceva de ani. E, cred că la un moment dat te întreb, băi, dar bă, nu le place să fie mințiți? Probabil că da. Hai să vedem mai departe. Apropo de presa din Rusia, mai sunt și jurnaliști ok în Rusia, dar unul dintre ei um, riscă 10 ani de închisoare. Nevzorov îl cheamă și a fost pus sub acuzație pentru că ar fi împrăștiat informații false despre forțele armate ale Rusiei, pentru că a afirmat că Rusia a bombardat un spital, o maternitate din Mariupol. Acum câteva zile, știți povestea, riscă 10 ani de închisoare. Asta este pedepsa dacă spui adevărul acolo. O altă postare mi-a atras atenția astăzi, un alt tweet, care mi s-a părut o chestie extraordinară. Acum, nici nu mai știu câți ani, în 1947 48 după război, știți că germanii au fost judecați de, de ruși la Nuremberg. Stai să căutăm și o poză. Trials. Să găsim și o poză de la judecata de la Nuremberg. Arată lucrurile, arată cam așa. uite o poză aici frumoasă la 2 cv E, la judecata asta, au fost procurori din țările aliate, firește, și mulți dintre participanții la război cu funcții importante, atât în armată cât și în partidul nazist, au fost judecați și mulți dintre ei condamnați la moarte. Nu toți, unii au luat închisoare pe viață. Ei, atunci procurorii ruși au venit cu o acuzație la adresa germanilor. Și ea arată așa. Înainte de retragerea lor din Mariupol, forțele de ocupație germane au ars 68 de școli în oraș și au distrus 17 grădinițe, precum și Palatul Pionierilor. Cifrele sunt aproape identice cu ce au făcut trupele ruse acum în același oraș, Mariopol. Doar că Palatul Pionierilor este, de data asta, teatru din localitate. Dar la fel la grădinițe și la școli sunt cam pe acolo. Au distrus mult mai multe clădiri de locuințe, acum. Tragică ironie, nu? Absolut tragică. Bun. Haideți să mergem și la lucruri mai vesele în seara asta și îmi pare rău dacă vă întristez, dar nu mai e mult din jurnalul meu. Sunt câteva povești pe care le-am găsit de la soldații ruși, uh, le-am găsit din, din surse ale uh, serviciilor de informații uh, ucrainiene. Deci trebuie luate cu o picăturică de sare pentru că na, e război și serviciile de informații sunt folosite în război și ca să împrăștie lucruri care îi fac pe oameni să se simtă bine, da, ca să crească uh, ca să crească coeziunea să zicem așa, armatei. Dar uite ce zice un soldat care sună din Ucraina, în Rusia, ca să se plângă unui camarad din armată. Băi, fii atent! Ieri, zice el, au, tras cu noi, au trasă noi cu graduri. Și noi am întrebat unde erau aceste graduri, ale... astea sunt niște rachete, da? Ale ucrainilor. Nimeni nu știa. Convoiul nostru a așteptat, celălalt convoi s-a dus înainte și a fost distrus de gradurile lor. Ne facem tranșee și trăim în ele. În, ele. în lângă Micolaev, da. Și unde sunt ofițerii voștri? Cine vă comandă? Păi aici e unul, Ziria șef comandant. L-am văzut în ziua a patra a sosirii și ne-a spus să știți că nu e niciun secret că în câteva zile o să se termine operațiunea asta. Uh, și de atunci se tot termină, zice el. Oamenii noștri s-au dus și s-au plâns că vestele, de ar vestele antiglonți nu au armură în ele. Sunt doar bucăți de, de, de chevlar sub formă de țesături. Și el, comandantul, a zis: Băi. Ia, ai grijă. Băiete, și-a dispărut. Ăsta era comandantul. Înțelegi? Comandantul le spunea asta soldaților. Că care s-au plâns că nu le, sunt nu bune vestele antiglonți. Că probabil s-a furat materialul, da, Cum se întâmplă în orice țară coruptă ca Rusia. Și el a băi, mai vorbim și-a dispărut de acolo. Bun. Uh, și mai zice asta? Fii atent ce nenorocire aici. Uh, avioanele noastre au, au, aruncat, au aruncat cu bombe noi. Mi se pare foarte interesant uh, Celălalt îi spune ironic Păi e normal, normal noi, cum se spune Ce dimineață nenorocită uh, Cum să facem operațiunea asta Fără uh, să distrugem casele uh, civililor E imposibil să o să mergem mai departe Fără să facem asta Deci fără să distrugem casele civililor Și celălalt zice Da, aș sunt de acord Ca în Volov, ca Acolo, în, în fără să o distrugem complet, până când nu i-am amestecat cu pământ, împreună cu localnicii, nu câștigăm. Se spune la televizor că avansăm. Da, am trecut câteva, oraș, câteva sate, dar nu le-am curățat și acum trebuie să facem o apărare în jurul nostru în cerc, în cerc, pentru că acum ne lovesc din toate direcțiile. Am crezut că o să fie ca la paradă, dar se pare că e cu totul diferit. Am avut în ordin să mergem la Micolaev, dar orașul nu e al nostru încă. Sunt multe astfel de mărturii care ne vorbesc despre o armată rusă în același timp de busolată, dar care nu are nicio problemă de conștiință să distrugă case împreună cu civili, după cum realizați. Atenție, cum am spus, cu un greunte de sare, dacă este adevărat. Dacă e adevărat această, această uh, interceptare. Altă imagine mai simpatică e cu imagine, e filmare și aici cred că nu mai sunt dubii. Deci soldații sunt văzuți cum iau covoare, uitați-vă aici, vedeți, hai să oprim puțin imaginea. Au luat covoare din casele oamenilor. Cred că se vede mai bine aici. Deci au luat covoare din casele oamenilor, vedeți, sunt cu cursorul aici, ca să își camufleze transportoare, uh, jeep oricum. Deci au pus un covor pe uh, uh, Pe partea din fața vehiculului, pe capotă, cred. Aici văd că au pus cearșaf, un cearșaf alb pe acest transportor, iar aici pe alt transportor au pus un covor în față, unul mai în spate, niște carpete. Deci, asta e metoda cu care au reușit ei să se camufleze. Ei, <coughs> vedeți, și evident, E lângă un bloc, de deci ce clar, l-au luat din casele oamenilor, că nu au venit cu ele din Rusia. Le-au furat. Probabil că nu mai era nimeni acolo. Ce, ce pot să mai zici la faza asta? Bun. O altă chestie interesantă care s-a întâmplat astăzi a fost un, o captură a unui tip care este. Uh, șef de contrainformații la o unitate militară rusă uh, Și care, cel mai interesant lucru la el, au încercat să-l salveze rușii uh, Cu aproape orice mijloace, n-au reușit uh, Are un, uh, un dog tag, deci un, un uh, din ăla depus la gât, un, o plăcuță de identificare Pe care scrie SSSR, adică URSS Deci omul de la contrainformații ca stu da? Uh, avea o plăcuță la gât care îi identifica drept brav soldat al uh, URSS-ului. Iată și mecla lui. Poate îl știți, poate l-ați cunoscut, poate a fost și la noi în vacanță la Mamaia, ca să arunci o privire, mă înțelegi, asupra terenului. Nu știu. Bun, hai să mergem mai departe să vedem. Uh, mi-a plăcut astăzi câteva uh, citate și astea sunt simpatice foarte tare. Maxim Eristavi. Nu știu cine e omul ăsta, dar mi-a mi, zis, uh, mi, -a, mi -a rămas treaba asta în minte. Uh, Ucraina este singura superputere în Europa în momentul ăsta. Și băi, are dreptate. Deci singurii capabili să... Dacă, dacă există o țară capabilă să rupă, luptă cu Rusia în momentul ăsta, este Ucraina. Și Ucraina... Da, e Momentul acesta chiar este singura superputere din Europa. O altă poveste mi-a plăcut la Bogdan Aumovici, publicitarul și omul care comentează destul de des pe Facebook și el a comentat o știre, mi-a plăcut foarte tare cum a comentat-o, zice domnule, ucrainienii au anunțat că plătesc 48.000 de euro pentru fiecare soldat care se predă, 500.000 pentru fiecare pilot care se predă, cu elicopter cu tot, un milion pe cap de aviator cu avion cu tot. Și zice Ionovici, ce fraier e Putin, ar putea să falimenteze Ucraina într o singură zi. Dacă le ar da ordinii tuturor să se predea, îi distrug pe ea, <gântu -i> nu mai au niciun ban. Bun, dacă vi se pare interesant rezumatul meu, dacă da, uh, iertare, plătiți-l cu un șer. Nu vă cer nimic altceva. Acum, apropo de chestia asta, să știți că unii soldați ucrainieni chiar iau oferta de bună, pentru că astăzi am citit o știre cum că unul dintre uh, mai multe de fapt, uh, trupe uh, și-au părăsit, și părăsit, pozițiile în zona Sumi, au lăsat tancurile, inclusiv tancuri cu benzină în ele. Deci nu mai e că nu mai aveau benzină și de-aia au fost nevoiți să fugă. Le-au lăsat pe undeva prin pădure și zic ucraininii că s-ar fi răsculat împotriva comandanților și ar fi plecat de pe câmpul de luptă. Nu știm dacă este adevărat. Chiar nu știm. Poate că le-au lăsat acolo și au plecat să se lupte pe jos. Cine poate ști. În orice caz, au, uh, unul dintre ei astăzi a dezertat cu tank cu tot. Alt cetățean a dezertat din America și vreau să vi-l arăt. E un cetățean american care acum un an e făcea parte din trupele alea lui Trump care au asaltat Capitolul. El e american-american. Unde credeți că și-a găsit omul uh, adăpost? În Belarus. În Belarus, care i-a dat și pașaport, Omul n-a plecat degeaba din Statele Unite pentru că Statele Unite pentru asaltul asupra Capitolului sunt niște proceduri judiciare și riscă un pic de pușcărie, drept pentru care a fugit în Belarus, asta ca să mai avem vreo dovadă în plus că acea acțiune, nu că a fost doar anti-americană, a fost și trădătoare și probabil inspirată inclusiv de trolii ruși și de oamenii care comandă până la vârful establishmentului. Din păcate, unul dintre ei am senzația că e comandat de ruși, a fost în cursul mandatului lui. Orice a spune Trumpiștii, Trump e super dubios pe relația cu Rusia, super dubios. La fel ca și uh, fanii lui care uite, au ajuns să ceară azil în Belarus, l-au și primit. Ăsta este Trump. Ăștia sunt trampiști. Știu că mulți în America sunteți români trampiști, nu aveți decât. O altă veste pe care am citit-o, iarăși trebuie luată cu un pic, de, un pic de greunte de sare, zice Departamentul Apărării din Ucraina că rușii nu prea mai au rezerve și atunci încearcă să mobilizeze pe toată lumea și oferă contracte rezerviștilor, nu prea vor, și atunci îi scutesc de. Plata creditelor. Deci au ajuns în situația în care, dacă semnează un contract cu armata rusă, nu mai au, nu stiu, frigiderul, aspiratorul, ce mai au de plătit, mașina, poate, barnamb. Sunt scutiți de credite pentru a pleca să lupte în Ucraina. La nivelul ăsta sunt ruși. Pe de altă parte sunt și o mulțime de alte zvonuri, cum că rușii sunt cu adevărat lipsiți de oameni și se gândesc la o mobilizare generală care ar putea să fie ajutată de un eveniment de false flag, deci un eveniment de, de ca să zic așa, de dezinformare, poate un înscenat atac terorist în interiorul Rusiei. Asta se discută în seara asta, dar iarăși un greuntă de sare trebuie pus aici pentru că poate să fie de asemenea propagandă de război. Încă un lucru interesant, o mega captură de inteligență astăzi, care cred că, cred că americanii plătesc cum pentru ea. Deci un sistem de comandă și control la, care aparține unuia dintre cele mai puternice sisteme de bruiaj și de luptă electronică a Rusiei, sistemul Krasuka 4, care este folosit pentru a suprima Supravegherea aeriană cu radarele AWACS ale, uh, ale NATO și de asemenea este folosit pentru bruiera sistemelor de recunoaștere din sateliți. De deci ce asta a căzut astăzi în mâinile ucrainienilor? Cred că în seara asta deja e urcat într-un camion și merge frumos, liniștit, spre Langley, Virginia. Să-l desfacă băieții de la CIA și să vadă ce înăuntru. Bun. În Belarus sunt vești că Belarus ar putea. În ultimele trei zile am tot auzit că intră, că nu intră. Ultima veste, evaluări ale NATO și Statele Unite spun că ar intra în război de partea, evident, de partea Rusiei. Au mai fost astăzi, am văzut inclusiv un apel de la un comandant belarus către oamenii lui, nu știu cât de real era și cât de comandant era să nu participe la invadarea fraților ucrainieni. Nu știu dacă va fi ascultat în vreun fel. Și cu asta ne apropiem de final. Ne apropiem de final cu două imagini. În primul rând, ce se întâmplă la Odessa pe plaja acum. E o poveste super wow. Hai să vă arăt. E imediat. Deci nu vi se pare, nu vi se pare, chiar John Bon Jovi, oamenii strâng nisip de pe plajă în Odessa, în saci, care saci sunt, cum vedeți, urcați în camioane și duși pentru consolidarea apărării orașului. Saci cu nisip sunt foarte, foarte des întrebuințați pentru construirea de uh, mini adăposturi improvizate. Iar aici, în timp ce oamenii fac chestia asta, e un band, cum vedeți, care cântă Bon Jovi voluntarilor, îmi imaginez, că sunt civili, cum vedeți. Da. E tot mare neagră de la noi la nici 100 de kilometri distanță, dragilor. Nici 100 de kilometri distanță. Și imaginea cu care mă despar de voi în seara asta e o imagine de la metroul din Kiev, Cu oameni cu oameni, cu copii nevinovați pentru care câteodată treaba asta e o joacă. Asta se întâmplă la Kiev. Copiii stau de mult acolo, nu mai pot să mai iasă de teama bombardamentelor și vă dați seama că se plictisesc și ei. Și-au găsit un derdeluș pe rampa pentru persoanele cu handicap de la metro. Aici se încheie seara mea de istoriștiri. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc dacă dați mai departe și vă mulțumesc pentru încurajări și pentru informațiile pe care le primesc în fiecare zi de la voi. E mare lucru să știi că nu muncești degeaba chiar și atunci când faci voluntariat. O seară bună, ține-o tot, tot așa, că România e pe mâini bune, pe mâinile voastre.